te-ai gândit vreodată să părăsiți Republica Moldova? Eu de acum am părăsit-o. Vreau să mă întorc înapoi. Ce vă este dragă Republica Moldova? Aici așa aerul e alt. Suntem mai primitori și avem și multe de învățat de la Uniunea Europeană. Trebuie schimbat mentalitatea de la noi înșine. Noi trebuie să ne schimbăm întâi. Și nu trebuie să dăm vina pe cei de sus de acolo. Когда-то в молодости хотелось бы, но тогда не было возможности. А сейчас хочется, но мы уже в возрасте. Остались потому, что здесь наши корни, мы здесь привыкли жить. Это наша родина, почему не дорогая? Родина – это как мама, разве можно маму оставить? Din păcate, da. În primul rând, soțul e psihotar și trebuie să unim familia. În al doilea rând, condițiile de trai, cât de trist nu ar fi. Ce ar trebui să se întâmple ca să rămâniți acasă? Nu știu, în primul rând salariile, cred că, prețurile să fie la nivelul nostru, asta cred că e primordial, prețurile și salariile. În rest, totul mă aranjează. Ați găsit și persoana care a părăsit Republica Moldova din 1998. Ce v-a făcut să plecați? Mi s-a dat piciorul și am fost nevoit să plec. După 24 de ani de când sunt în străinătate, nu mai văd situația atunci când pot să spun că pot să revin înapoi. Ce facem cu țara dacă ne ducem toți de aici? Te-ai gândit vreodată să pleci din Republica Moldova? Da, m-am gândit eu de fapt chiar anul trecut. Recent m-am reîntors din Statele Unite pentru că am făcut un an de liceu acolo. Îți vezi viitorul aici sau peste hotarele țării? Probabil peste hotare. Am văzut posibilitățile pe care mi le poate oferi o altă țară și am rămas foarte dezamăgită, mai ales pentru că până acum era problema că economia Moldovei este rea, dar acum este cetățenii publici Moldova trebuie să se îngrijoreze și de situația cu Ucraina și războiul și faptul că Rusia chiar ne amenință. Și chiar dacă avem speranțe pentru Republica Moldova și chiar aș vrea să văd o schimbare, nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat. Da, постоянно в этом думаю. Чтобы ехать, тоже нужны деньги. И сложно начинать новую жизнь в другом месте, все-таки здесь как бы что-то держит. Ну, в основном знакомые, родственники, там, как бы так. Я надеюсь, года через 3, лет через 5 уехать в какой-то европейской стране, где работают законы, где есть, где нет коррупции, где есть правосудие и так далее. Acasă, asta este un sentiment deosebit. Asta este o căldură în suflet, este o bunătate, ceva plăcut. Dar cum, dacă e a noastră țară, noi trebuie să ne mândrim cu dânsa. Plaiurile noastre sunt frumoase, doar nu putem noi ca să ignorăm Moldova noastră. Nu, așa cum este, dar o iubim.